Explozie în această dimineață în localitatea prahoveană Sângeru. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost rănit în urma deflagrației. Victima a suferit arsuri de gradul 1 și 2 la nivelul feței și antebrațelor, pe aproximativ 18% din suprafața corporală. Un echipaj al ambulanței a transportat rănitul la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Explozia a fost extrem de puternică și a distrus 3 pereți și o bucătărie. Deflagrația, produsă la o locuință particulară din cauza unei acumulări de gaz la o butelie, nu a fost urmată de incendiu. Pompierii atrag atenția oamenilor să folosească buteliile numai în poziție verticală. Se interzice folosirea lor înclinate, culcate sau răsturnate. De asemenea, pentru montarea buteliei la consumator se folosesc racorduri flexibile sau furtunuri de presiune din cauciuc standardizate, nedeformate și fără fisuri. Și este esențial să se verifice etanșeitatea sistemului de racordare.